Tania Budi nu regretă nimic din ceea ce a făcut, iar dacă ar da timpul înapoi, ar face fix aceleași lucruri. Vedeta susține vizitele la doctorul estetician atunci când este nevoie și vorbește pe șleau despre schimbările pe care și le-a făcut de-a lungul anilor. Ce faci, cum ești? Foarte bine, am întârziat un pic, sunt puțin agitată, nu găsesc prietenele. Îmi place tare mult ținuta ta, în cât timp ai ales-o? Mulțumesc mult! M-ai întrebat de unde e? Ținuta, în cât timp ai ales-o? Am ales-o topul cu ajutorul unei prietene. Cum reușești să-ți menții formele? Pentru că te știm așa de zeci de ani de zile, așa ai fost întotdeauna. Postura. Este simplu, când îți capeți un stil de viață, un mod de viață, prin a face sport, prin a mânca sănătos și nu mult, oricât de sănătos mănânci, prin a citi, prin a vedea filme, prin a te îmbogăți și pe dinăuntru, că esteticul este mult prea băgat în seamă față de ceea ce poate sufletul nostru sau creierul nostru, care se vede mai mult decât un machiaj sau decât o operație. Dacă am dat ani înapoi, cum ai caracteriza acum perioada în care ai fost manechin? Toată lumea crede că am fost manechin, eu n-am fost niciodată manechin. Eu am fost cronica televiziunii române, după care am avut tot felul de emisiuni, dar fiind studentă la matematică pură, adică vis-a-vis aici, de Teatru Național, în partea cealaltă, în colțul celălalt, stăteam vis-a-vis de arhitectură. Studenții de la arhitectură aveau foarte multe prezentări de modă, pentru că mulți erau designeri. Și așa am ajuns pe podiumurile lor, nu pe podiumurile din București. Ai fost pe podium? Da, ca studentă la matematică, prietenă celor de la arhitectură, acum câțiva ani. Și cum a fost acea perioadă pentru tine? 20 și ceva de ani, cum să fie? La 20 de ani poți să faci ce vrei, nu? La 30 deja trebuie să știi cam ce vrei, la 40 faci bani și la 50 te bucuri de viață. De ce nu ai mai repeta acum, din ce ai făcut atunci? Pe toate le-aș repeta, toate sunt venite așa cu... Par urâte sau par rele prima oară, dar nu sunt. Viața e o joacă și e frumoasă și cu mai puțin bune, mai rele, mai... Deci nu regrezi nimic din ce ai trăit și din ce ai făcut? Absolut nimic, nu, absolut nimic. Nu. Și nici dacă ar fi să mai trec o dată prin ele, nu cred că asta să mă gândesc. Că dacă stai să te gândești, asta e că am făcut o prostie, să nu mai fac. Bine, nu mai faci, dar dacă nu ești la prima abatere, fă-o. Ești adept a retușurilor în cabinetul medicului estetician? Adept a cui? Retușurilor în cabinetul medicului estetician? Retușuri. Cine are nevoie își face, normal. Retușuri pentru mine înseamnă puțin botox și atât. În rest, nu înseamnă nimic. Și a însemnat la un moment dat ploapele, acum vreo 2 ani sau când. Dar sunt niște retușuri care nu trebuie să-ți modifice firescul înfățișării tale. Atâta vreme cât te lasă în același stadiu și ești recunoștibilă pe stradă și zice, o știu de undeva, dar cine e? Mamă, ce s-a schimbat? Poate dacă s-a schimbat în bine, e ok, dar să nu mai ai tu personalitatea aia ta pe care ai construit-o în atâția ani, asta nu e ok. Sau mă rog, o fi ok și asta. Ce tratamente îți faci tu acasă pentru ten? Pentru că nu ai rituri, ca să spun așa. Nimic, nu fac niciun tratament. Am o cremă hidratantă foarte ușoară, foarte multă toleranță la orice factor, adică n-are nimic, de așa, conservanți. Și e ușoară și e singura pe care o folosesc. În rest, nimic nu fac. În rest, gena foarte bună pe care ai moștenit. Da, gena, da, clar. Ce îți lipsește ție acum, Tania? E ceva ce îți lipsește în mod special? De la? De unde? E ceva ce îți lipsește acum în mod special? Ceva ce ți-ai dorit foarte mult și încă nu ți s-a întâmplat? Eu sunt genul de om care dacă azi mă decid că îmi lipsește ceva, mâine am. Adică n-am nicio opreliște, n-am nicio piedică. Sunt sănătoasă, am energie. Pot să obțin orice ce îmi pun în cap, oricând. Ai ieșit dintotdeauna? Da, și chiar dacă nu-mi ies, înseamnă poate că n-a fost să fie, sau poate că nu mi-am dorit prea mult, sau... E foarte important să știi ce-ți dorești. Eu am momente în care nu știu ce-mi doresc și de-aia mai... Dar e o relaxare pentru mine în perioadele în care nu știu ce-mi doresc. Pentru că stau așa și nu fac nimic. După care iar știu ce-mi doresc, iar mă pun la treabă
și așa se continuă tot. Te-a ajutat mult credința? Credința... Când am învățat să cred, pentru că trebuie să înveți să crezi, nu se crede așa. Mersul la biserică și postitul nu cred că sunt la fel de importante ca iubirea reală față de oamenii din jurul nostru. Dar aia reală, nu aia declarativă. Te iubesc, auzim pe toate gardurile sau vedem pe toate gardurile. Nu, e iubirea aia, când cu adevărat îți pasă, nu ignori pe cineva. Ești responsabil de binele cuiva care trece pe lângă tine. E un simplu, dar trebuie să ajungi să știi forma asta de iubire care e singura reală, de fapt. Iubește acum Tania Budi? Eu tot timpul iubesc oamenii, da, și despre viața personală nu vorbesc niciodată. Mulțumim!